De astăzi se pot depune cererile de participare la cel mai important eveniment expozițional al anului, fabricat în Moldova. Acasă autentic autohton este genericul sub care se va desfășura această ediție a târgului organizat de Camera de Comerț și Industrie. Sunt așteptate să participe cel puțin 450 de companii autohtone din diferite ramuri ale economiei. România va fi prezentă cu un stand al firmelor cu afaceri în Republica Moldova. Fabricat în Moldova, se va organiza pe o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați și va avea trei componente de bază: un program expozițional, un program de afaceri și un program cultural. În cele trei pavilioane expoziționale se vor găsi standuri ale unor întreprinderi din domeniul agroindustrial, industriei textilă, mobilă, dar și orașul meșterilor, unde produsele de artizanat vor fi create chiar în fața vizitatorilor. În premieră va fi organizat și un orășel al vinificatorilor. Pentru prima dată vom încerca să facem un mini-festival al vinului în pavilionul 3, pentru că aceasta este o ramură strategică din punctul nostru de vedere și vom încerca să susținem producătorul autohton la început de an. Deci, alte noutăți, domeniul de procesare, vrem speță să acest domeniu să-l promovăm, cât mai mult să procesăm în Republica Moldova, pentru că exportul din materie primă în ultima perioadă arată o marjă de profit foarte joasă. Programul de afaceri va fi compus din mai multe activități ce ține de atragerea investițiilor, dar și noutățile ce ține de promovarea exporturilor. Expoziția își propune să susțină și să promoveze producătorii autohtoni. Începând cu această ediție, evenimentul are un nou logo ce semnifică unitatea și mobilitatea antreprenorilor, autorităților și consumatorilor pentru a dezvolta economia statului. Fabricat în Moldova nu este altceva decât o platformă, o oportunitate pentru producător, pentru cel care are o industrie, de a se manifesta, de a arăta tot ceea ce produce, de a vedea tehnologiile moderne, de a vedea tendințele pieței, de a vedea care sunt pașii și perspectiva, deci unde noi trebuie să muncim, unde trebuie să investim, ce noi ar trebui să producem. Cea de-a 21-a ediție a expoziției fabricate în Moldova se va desfășura în perioada 31 ianuarie-4 februarie 2024. Cererile de participare la eveniment pot fi depuse până pe 15 ianuarie. Organizatorii estimează că la eveniment vor veni peste 60.000 de vizitatori. Vor fi prezente delegații din mai multe state, inclusiv Franța, Italia, România, Polonia, Spania și China. La ediția din 2023 fabricat în Moldova au participat peste 350 de companii, iar numărul vizitatorilor a depășit 70.000. Expoziția este organizată de Camera de Comerț și Industrie sub patronajul Guvernului Republicii Moldova.